Situația alarmantă la grădina zoologică din Târgu Mureș, urșii sar tot mai des gardurile în căutare de mâncare. Uneori omoară animalele, alteori scutură tomberoanele, însă cel mai grav este că pot fi un real pericol pentru vizitatorii dacă vor începe să vină pe timp de zi. O ursoaică cu 3 pui au fost surprinși de camerele de supraveghere și asta cu doar câteva zile înainte de evenimentul organizat la grădina zoologică cu ocazia aniversării. În imaginile surprinse în miez de noapte se vede cum ursoaica cu cei 3 pui se apropie de tomberoanele din incinta grădinii zoologice și încearcă să le deschidă cu toată forța. Angajații au căutat în întreaga zonă, însă nu le-au mai dat de urmă. Noi avem containere închise, dar totuși un container din plastic a fost spart și acolo au găsit ceva de mâncare. Dacă se va reîntoarce la noi, atunci o să luăm măsuri. Îngrijitorii încearcă să țină urșii la distanță, securizează tomberoanele și nu hrănesc seara animalele din captivitate, tocmai ca mirosul mâncării să nu-i atragă. Din fericire, aceștia nu au intrat până acum pe timp de zi în grădina zoologică. Prezența ursului în zonele locuite de obicei se datorează faptului că găsesc mâncare ușoară. În urmă cu 2 luni, un urs a intrat în perimetrul grădinii și, înainte să fie capturat și împușcat, a omorât 3 căprioare și un emu. Problema cu care se confruntă grădina zoologică din Târgu Mureș este serioasă și asta o recunosc chiar și autoritățile. Fiind amplasată la marginea pădurii, urșii sar gardul nestingheriți în căutare de hrană. Oamenii trebuie să aibă grijă. Avem iubilia de 60 de ani și când avem o seară deschisă pentru toată lumea. Acum trebuie să luăm măsurile necesare. Autoritățile și angajații rămân în alertă în cazul în care ursoaica și cei 3 pui vor face din nou o vizită grădinii zoologice.